În săptămâna mare, medicii ginecologi de la Spitalul Municipal Râmnicu-Sărat nu mai fac întreruperi de sarcină la cerere. În această situație, femeile însărcinate care nu vor să păstreze copiii vor trebui să apeleze la ginecologi din cabinetele private. În această săptămână nu se fac întreruperi de sarcină decât cele care au strictă indicație de urgență. Acest lucru este valabil pentru absolut toți medicii angajați în secția obstetrică-ginecologie de la noi de la spital. Nu este pentru prima dată când medicii ginecologi din Râmnicu-Sărat iau o astfel de decizie din considerente religioase. Femeile apreciază însă această hotărâre. E normal. Săptămâna patimilor, acesta e un păcat mare. Nu trebuie să mai fac. Măcar să treacă sărbătorile și, pe urmă, ce-or decide dânsii. Așa trebuie, că e săptămâna mare, vine Paștele acum și trebuie să... E păcat, lasă că e bine așa. Foarte frumos, foarte bine. Foarte mare păcat. E binevenit, e un dar de la Dumnezeu. Deși există diverse metode contraceptive care nu implică riscuri și nu sunt dureroase, multe femei ajung în situația de a face avorturi. Unele dintre ele apelează la serviciile unităților medicale de stat, iar altele la cele ale cabinetelor particulare.